Sebastian Ghilde de gol pe Traian Băsescu, fostul președinte prima înregistrat pe Laura Codroacovesi și Florian Coldea, în biroul de la Cotroceni Video. Sebastian Ghilde a dat de gol pe Traian Băsescu. Deși fostul președinte nu a confirmat niciodată ce ardei în înregistrări din biroul său de la Cotroceni, îi confirm ce Băsescu dei în imaginile filmate la palat. Asta i-a spus-o chiar Băsescu, iar actualul lider PMP are înregistrări cu Laura Codroacovesi și Florian Coldea. Mi-a spus mie fostul președinte, aia spus Elenei Udrea, i lui Dan Andronic, ce are înregistrări. Explicaia dânsului ce, oricât de mult ne-am război între noi, îl face, ca fost președinte, se îndure problemele cu familia, cu arestrile, cu denuntorul, fostul soal fiicei, cu lucruri furate i se nu folosească acele înregistrări. Ce ar putea să se fac? Să-l trimit pe Coldea la pensie? E la pensie. Se prezinte nenumratele vizite ale lui Covesi la dânsul în birou? A spus-o de 100 de ori itoi timp. Nu pot să spun, cu certitudine, ce Florian Coldea și Codroacovesi servesc alte interese decât cele române, a spus din cel de-al patrulea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu.